Glorie Domnului! Iubiți frați și surori, în seara aceasta aș dori să rămân la textul duminical, la cuvântul de dimineață din Romani, capitolul 12, primele două versete. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Tema este înnoirea minții. Aici termenul a te preface nu înseamnă prefăcătorie, înseamnă transformare. A fi transformați prin înnoirea minții. Ce vrea să spun asta? Nu există o transformare autentică. Nu există o schimbare radicală în viața unui om atunci când îl primește pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, dacă acea transformare nu se petrece mai întâi la nivelul minții. Mintea este foarte importantă. Dumneavoastră știți că în Scripturi termenii de inimă, minte, sunt interschimbabili. Biblia spune, gândurile ies din inimă. Noi știm că, cel puțin așa credem, gândim cu mintea. Există această dimensiune a identității noastre, care se numește suflet. Biblia spune în Geneza că Dumnezeu l-a modelat pe om din țărâna pământului, după care a suflat duh de viață în nările lui și astfel s-a făcut, s-a născut un suflet viu. Acolo începe viața, acolo începe identitatea omului. În momentul în care se intersectează ceea ce este materie cu ceea ce este de ordin divin. Atunci când apostolul Pavel spunea în Areopag, cita unul dintre poeții atenienilor și spunea: suntem din neam de Dumnezeu. Bineînțeles, nu îmbrățișăm doctrina falsă a îndumnezeirii, prin nașterea din nou, noi nu devenim dumnezei. Dar suntem născuți din Dumnezeu. Însă, prin creație, există o parte a structurii noastre, a identității noastre, care vine de la Dumnezeu, Duhul de viață. Când omul moare, Duhul de viață se întoarce la Dumnezeu, trupul se duce în țărână și sufletul își așteaptă sentința sau moștenirea eternă. Sufletul cuprinde în sine rațiune, sentimente și voință. Când Biblia vorbește despre minte, despre înnoirea minții, aceasta este definiția nașterii din nou. Pentru că oamenii vor face ceea ce sunt mai întâi. Mi-aduc aminte de o întâmplare povestită mai de mult la noi în biserică, câțiva ani în urmă, cu broasca și scorpionul. Scorpionul care a dorit să traverseze un râu și a rugat broasca să-l ducă în spinare. Și broasca s-a uitat la el și a spus: te duc pe tine în spinare, că tu ai să mă înțepi cu acul, ai să mă otrăvești, ai să mă omori. Și scorpionul i-a spus: auzi, hai să gândim lucrurile logic. N-am vrut să spun omenește. Dacă
Eu te înțep cu acul și te otrăvesc în timp ce noi trecem râul. Mor tu și mor și eu, mă nec. Eu nu să not, eu nu pot să trăiesc în apă. S-a gândit broasca mai, să știi că are dreptate scorpion. Și l-a luat în spate, broasca și l-a dus, dar pe la jumătatea râului, scorpionul a scos acul și a înțepat-o și a otrăvit-o. Numai fabula zice că au mai conversat între ei un pic și broasca i-a spus, zice, păi am înțeles că te distrugi și pe tine, mor și tu dacă mă otrăvești pe mine. Și de acolo scorpionul îi spune, nu m-am putut abține. Oricât de mult și-ar propune omul, oricât de mult și-ar propune omul să trăiască o viață neprihănită și să nu înțelegeți că nu afirm responsabilitatea omului de a trăi o viață neprihănită. Nu poate decât după ce este născut din nou. Fără nașterea din nou încearcă, nu poate. Pe aici, pe acolo mai reușește. Avem oameni din lume, un spirit caritabil, care ajută, care mai fac și fapte bune. Sunt oameni care își dau viața pentru prietenii lor. Acum câțiva ani am participat la înmormântarea unui tânăr care și-a salvat logodnica și a murit el. Este ceva bun după părerea noastră și în lumea aceasta, dar faptele care contează, despre care Domnul Iisus spunea în Ioan capitolul 3 că sunt făcute în Dumnezeu, care contează în eternitate, nu pot fi înfăptuite decât în urma nașterii din nou. Agonia lui Pavel din Roman capitolul 7, cele două legi lăuntrice, cei doi oameni care se luptă în permanență, după pocăință, nu am scăpat de războiul ăsta, fraților. Diferența este că înainte de pocăință eram înfrânți. După pocăință, omul duhovnicesc are puterea să-l învingă pe cel firesc. Lăudați să fie numele Domnului. Încă ne luptăm. Încă natura firii pământești scoate colții, își afirmă dorințele, pretențiile. Dar dacă înainte falimentam și cădeam și ne era rușine, ne căinam, vai nenorocitul de mine! Acum, prin Duhul lui Dumnezeu, prin nașterea din nou, suntem mai mult decât biruitori și nu suntem biruitori atunci când nu decidem să trăim în neprihănire. Versetul care spune că El ne dă voința și înfăptuirea nu înseamnă că suntem automatizați, nu înseamnă că devenim niște roboți. Care era problema înainte de nașterea din nou? Nu puteam. Zice, eu după mintea mea, legea lui Dumnezeu îmi place, aș vrea să o înfăptuiesc. Dar când vreau să fac binele, fac răul. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Deci, Pavel se declară neputincios în firea pământească. Cum se termină pasajul? Dar mulțumiri fie aduse lui Iisus Hristos. Ce se întâmplă la nașterea din nou? Transformarea aceasta radicală, prin care eu capăt capacitatea, voința de a face binele. Și nu numai voința, și capacitatea de a-l înfăptui binele. Ori, când vorbim despre minte, despre înnoirea minții, ce înțelegem prin minte? Înțelegem memorie, bagaj de informații pe care le acumulăm, spirit inventiv, abilitatea creativă. În Exod spune Moise că Dumnezeu a dat înțelepciune minții unor oameni ca să fabrice lucrurile sfinte. Meseria începe la nivelul minții.
Există o dotare specială, un spirit creativ, care îl face pe om să fie extrem de eficient într-o meserie. Mai văd și eu din când în când tot felul de imagini de oameni care construiesc case, care creează lucruri, produc lucruri. Rămân uimiți ce mână de lucru au, ce îndemânatici sunt. Dar ce minte au să știe cum să le potrivească, cum să le aranjeze, ei, trebuie să ai în mintea ta această capacitate și inventivitate, o abilitate creativă. Asta este la nivelul minții. Și bineînțeles, avem rațiune, capacitatea de a analiza, de a dezbate lucrurile. Care sunt sursele minții care contribuie la formarea minții? În primul rând, mediul. Capacitatea de a observa și a trage concluzii. Când vorbim de mediu, ne referim doar la mediul înconjurător, capacitatea de a evalua și de a aprecia estetica universului, a lucrurilor care sunt în jurul nostru. Aceasta este o capacitate a minții pe care animalele nu o au. Știu că mai sunt lupi care urlă la lună, dar asta nu pentru că se uită la lună și admiră luna. Așa urlă ei cu botul în sus. Singura ființă care are capacitatea de a evalua frumosul, estetica, este omul. Și aceasta este parte din rațiune. A analiza simetriile, de a analiza frumusețea formelor din univers, a luminii, capacitatea aceasta este specific dăruită de Dumnezeu omului. Dar când vorbim despre mediu, ne referim și la oamenii din jurul nostru, anturajele noastre. Puterea de a fi influențați sau de a influența pe alții. Vedeți, în zilele noastre se folosește foarte mult expresia formator de opinii. Mintea omului poate fi formată. Depinde de mediul în care trăiește, oamenii cu care interacționează. Vedeți, în grădina Eden, primii oameni, câtă vreme n-a dat șarpele peste ei, câtă vreme n-au interacționat cu șarpele, nici prin cap nu le-a trecut să se uite cu poftă la pomul cunoștinței binelui și răului. Vă aduc aminte că atunci când șarpele a înșelat-o pe Eva, spune că dintr-o dată a privit spre pom și pentru prima dată. Citim în 1 Ioan despre pofta cărnii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Toate aceste componente ale firii pământești i-au corupt spiritul de analiză, rațiunea. Ce-a văzut? Că era plăcut la privit. Era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. Și i-a trecut prin cap că va avea un gust extraordinar de bun. Diavolul i-a mințit pe primii oameni, l-au crezut și dezbaterea rațiunilor i-a dus la neascultare. Analiza aceasta datorită influenței șarpelui, care a știut cum să pună problema. Și o să ajung imediat acolo. Bineînțeles, educația. Educația este de cel puțin trei feluri: parentală, școlară și eclesiastică. Ce învățăm în familie, ce învățăm la școală și ce învățăm în biserică pentru noi, că vorbim unor oameni din biserică. Dragii mei, forța pe care educația o are asupra minții, forța de influență, de formare a minții, nu poate fi subestimată. Nu știu dacă m-am spus, că cred că am spus undeva, dar poate nu aici. Vă rog frumos, stimați tineri, să aveți grijă ce învățați și de la cine învățați și cum vă formați mentalitatea, your worldview. Pentru că în instituțiile de învățământ se procedează în mod accelerat la îndobitocirea
Îndobitocire care a început acum zeci de ani în colegiile și în instituțiile de învățământ ale Americii. Am mers cu încă doi frați păstori să vizităm două biserici din cadrul Uniunii în urmă cu mai multe luni. Una în Tennessee și una în South Carolina. Și am luat un avion până în Tennessee, am stat cu frații acolo și seara ne-am oprit la un hotel, urmând ca a doua zi dimineață să o luăm de vreme către cealaltă biserică, aveam vreo 3 ore de condus, și să stăm cu frații până după masă, urmând să ne întoarcem în Chicago și Detroit, unde aveam de mers. Când ne-am oprit la hotel, ne-am dus să ne înregistrăm și ne-a dat carduri, ne-am dus în cameră și să ne odihnim. Eu când intru în camera de hotel, primul lucru caut să văd lanțul, cum se blochează. Încă unul dintre frați a blocat și el. Al treilea n-a blocat ușa. A închis-o, s-a încuiat, dar n-a pus lanțul de siguranță. Noaptea, în jur de ora 3, cineva încearcă să dea buzna peste mine în cameră, dar într-un mod foarte agresiv, noroc că n-a putut de lanț, începe să bubuie în ușă, am sărit ca ars. M-am dus să văd ce este. Când am dat cu capul, o doamnă pe insigna căreia scria manager, m-a trezit la ora 3 că ceva s-a întâmplat și nu era plătită camera. Acum, la ora 3, nu ai multă rațiune, multă logică. I-am spus, zic, doamnă, ai impresia că am sărit geamul? Crezi că pe geam am intrat în cameră? Am intrat cu cardul vostru. Nu mă interesează să trebuie plătesc. Și la 3 vrei să-ți plătesc camera. Am închis ușa și am lăsat-o în pace să strige la ușa. Știu că nu poate să intre. S-a dus la cealaltă cameră. Acolo, fratele, nici nu s-a dus. A lăsat-o în pace să... Dar peste al treilea a intrat în cameră și s-a lăsat cu comoție. A doua zi dimineață, toți trei ne-am dus supărați. Să reclamăm, să ne-am supărat. Plătești, costă mult acum să închiriezi o cameră de hotel. Păstorul care a închiriat camerele a dat cardul, a plătit. Ne lasă să ne odihnim. Am încercat să argumentăm frumos, logic, cu doamna respectivă. N-am reușit, fraților. Am început să ne supărăm, să-i spunem că o reclamăm la nimic. Acum stăteam toți trei acolo și ne gândeam să plecăm sau să mai stăm, să rezolvăm problema. Păstorul între timp a venit, a plătit camerele, s-a rezolvat. Nu ne-a deranjat așa de mult că a greșit oficiantul acela care n-a știut cum să proceseze cardurile și ne-a dat cardul și nu am înregistrat cardul de plată. Mă rog, ce-o fi pățit el, nu știu. Nu-i nici măcar să nu pricepi că nu intri buzna peste oameni la ora 3. Și când am plecat, am făcut așa o mică ședință să vedem ce facem. Reclamăm sau nu reclamăm? Însă m-am gândit, le-am spus, fraților, nu reclamăm. Zic, din două motive. În primul rând, datorită faptului că șeful ei, sau ăla la care vom reclama, e la fel ca ea și ne mai supărăm o dată, sau, și dacă nu e la fel ca ea și are minte, n-are pe cine să angajeze în locul ei, că așa-s toți, așa-s crescuți în societatea asta, să n-aibă minte. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Mulți spun, unde sunt americanii noștri, de ce americanii s-au schimbat? Nu s-au schimbat, fraților, americanii adevărați sunt în pământ, au intrat în țărână, generație după generație. Când eu am venit la jumătatea anilor 80, nu vă pot spune ce frumos și ce paradis era în țara asta. Mi-a fost drag de ei. M-am îndrăgostit de ei. I-am spus la soția mea, auzi, dragă, zic, eu știi ce am să-i spun lui Dumnezeu? Doamne, știu că ne-ai pregătit acolo lucruri
pe care nici nu ni le putem imagina. Dar eu spun, și dacă e doar ca în America, se merită să mergi în rai. Numai ca în America să fie. Acolo e și mai frumos. Așa de bine era, așa de respectuoși, așa de amabili erau oamenii. Ce s-a întâmplat? I-a stricat de minte. Acolo au învățat că venim din maimuțe. Acolo au învățat că fiecare are moralitatea lui de buzunar. Acolo au învățat că ei sunt centrul universului și că tot universul gravitează în jurul lor, că interesele lor și interesele nimănui altcuiva. Au avut dreptate agenții moralității, ai stricăciunilor și ai moralității murdare care bântuie societatea aceasta, să înceapă războiul în școli, să-i strice de minte pe profesorii care astăzi predau copiilor dumneavoastră. În anii 60, 70, 80, i-au luat pe ăștia în mână, acum au 50, 60, 70 de ani ei. Am mers cu una din fiicele mele pe mașină, avea o consultare cu o profesoară, cu o șefă și vorbea cu cel puțin vreo 20 de studenți. Și în timpul conversației, când a început să folosească niște cuvinte spurcate și porcoase și mizerabile, fiica mea n-a știut cum să pună pe mut. Ne-a fost rușine să fim tată și fiică în mașină, mergând cu mașina, să ascultăm porcăriile și mizeriile pe care le vorbea doamna PhD. Ăștia sunt oamenii din zilele de azi. Cum au ajuns așa? Cineva le-a băgat mizerie în cap. Și pe baza neglijenței părinților, care nu și-au mai îndeplinit responsabilitatea, indolenței părinților, care au fost mai concentrați pe propria lor distracție decât pe felul cum au crescut copiilor. Ca să obțină, ca să câștige, să facă o viață mai confortabilă, și-au pierdut lupta pentru educația copiilor lor. Și acum suntem în biserică. Și în biserică nu mai există limite și restricții. Și în biserică au pătruns acești trubaduri ai nelegiuirii care oferă oamenilor o cale ieftină spre iad, frați și surori, spre iad, cu tot felul de îngăduințe, de toleranțe. Cred din toată inima mea că mintea copiilor noștri, mintea acestor generații a fost stricată datorită faptului că am pierdut control asupra sistemului instituțiilor de învățământ. Bineînțeles, o altă sursă a minții este conștiința pe care Dumnezeu a lăsat-o în mințile noastre, în sufletele noastre, busola etico-morală cu care am fost creați. Există o cunoaștere nativă a ceea ce este bine și a ceea ce este rău. De asta copilul, atunci când are 2 și 3 ani, face o prostie despre care n-ai vorbit cu el. Nu i-ai spus că e rău sau e bine, că nici prin cap nu ți-a trecut că ar fi fost în stare să se suie tocmai acolo și să facă tocmai lucru cu tare. Și știți cum știe să-și ascundă prostia? Extraordinar! Cine i-a băgat în cap așa ceva? De la vârsta cea mai fragedă, copilul are anumite gânduri care se învinovățesc și se dezvinovățesc între ele. Începe să lucreze procesul acesta al rațiunii.
o fază mai mică, dar care crește și se dezvoltă pe parcurs. Iată de ce spunea, vorbind despre conștiință, Pavel lui Timotei, în 1 Timotei 1,19, să păstrezi credința și un cuget, o conștiință curată, pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Ca să poți să păstrezi credința și să nu cazi din credință, trebuie să păstrezi un cuget curat, o conștiință curată. Conștiința cu care te naști, care spune ce e bine și e rău, poate fi deformată, poate fi mutilată. Și se întâmplă exact ceea ce spunea Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 1. Rezultatul contaminării conștiinței. Ascultați, de la versetul 21 din Romani 1. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Vreau să fac o paranteză. Recent am auzit un documentar în care cineva spunea că Dumnezeu este un tiran care vrea să controleze omenirea și de fapt nici nu e el Dumnezeu, că toate mitologiile spun că sunt zei limitați, că și Dumnezeu e limitat, tot felul de prostii. Dragii mei, prerogativele existenței lui Dumnezeu sunt următoarele. În primul rând, Dumnezeu trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu există, nu există nimic. Lucrurile care există și pe care le putem vedea, în orice formă ar fi fost, fără Dumnezeu nu puteau exista. Nimic nu poate exista fără Dumnezeu. Faptul că existăm noi și că există lumea aceasta dovedește că Dumnezeu există. În al doilea rând, Dumnezeu există singur, nu poate fi un alt Dumnezeu. Dacă ar fi al doilea Dumnezeu, ăsta nu mai e infinit. Și un alt lucru, o altă prerogativă, dacă există Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să fie infinit, fără măsură, fără limite. Că n-are cum să fie Dumnezeu dacă nu e infinit. Biblia spune că avem în mintea noastră gândul veșniciei. N-am fi avut conceptul de eternitate și de veșnicie fără veșnicie și fără un Dumnezeu infinit. Dumnezeu trebuie să fie, Dumnezeu trebuie să fie infinit, Dumnezeu trebuie să fie singur. Că un alt Dumnezeu se ia la bătaie unul cu altul și nici nu mai există nimic, se nimicesc unul pe altul. În altă, patrulea rând sau câtelea rând, trebuie să fie bun. Un Dumnezeu rău s-ar distruge pe el însuși. Uitați-vă, vă rog frumos, la diavolul, care e Dumnezeul veacului acestuia. E un Dumnezeu limitat, nu e infinit, e un Dumnezeu creat, a devenit Dumnezeu prin faptul că a supus natura umană prin păcat. Dar uitați-vă cât de rău este. V-am mai spus despre conceptul capul șarpelui și călcâiul Domnului. Capul diavolului și călcâiul Domnului. L-a urmărit pe Domnul Iisus Hristos de când s-a născut, ca un balaur care încearcă să-l înghită și să-l sfârșie. A avut prorocia din Eden, că a fost acolo și el, și el a fost condamnat. Și a spus, tu îi vei zdrobi călcâiul, el îți va zdrobi capul. Ca să nu aibă de-a face, în istorie a încercat să distrugă pe Israel, să distrugă seminția din care să se nască Domnul Iisus Hristos. A făcut tot ce a putut să prevină nașterea lui Hristos. Să-l omoare când a fost copil. Ei, dar pe urmă a devenit Dumnezeu. Conștient de identitatea lui de Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că însuși Domnul Iisus Hristos a experimentat creșterea la nivel uman. La vârsta de 12 ani vine în templu, nu știu dacă înainte de asta sau atunci, dar la 12 ani era conștient de divinitatea sa. Pentru că a spus, în casa tatălui meu. Sunt în casa tatălui meu. Ascultați, frați și surori, l-a urmărit până la cruce. Și în sfârșit la cruce s-a întâlnit
capul șarpelui cu călcâiul Domnului. Ca scorpionul ăla, știind că îi se va sfârma capul, îi se va zdrobi, nu s-a putut abține, a mușcat călcâiul și a fost zdrobit capul. Uitați-vă, vă rog frumos, la toți oamenii extrem de bogați care îi susțin pe democrații în țara asta. N-am pardon să le spun pe nume, mă rog, demonocrați ce-or fi. Fiți atenți. Ăștia au o politică care le va răpi averile într-o zi, ca asta la comuniști. Distrug proprietatea, distrug averile. Și le dă milioane de dolari și îi votează. Pentru că susțin mai mult ideologia decât până și propriile lor interese. Ca să le dea drepturi la homosexual, ca să facă avorturi, pentru aceste aspecte legate de ideologia lor liberală, sunt în stare să-și pună în pericol buzunarul. Ăsta este un spirit demonic. Îți faci rău ție însuți. Un Dumnezeu nu putea să fie, Dumnezeu nu putea să fie altfel decât bun. Ca să nu se autoanihileze. Că dacă n-ar fi fost altcineva pe care să-l distrugă, răutatea distruge, s-ar fi distrus pe sine. Ei, toate lucrurile astea sunt clare pentru logica umană medie. Nu mă consider un prea inteligent. Dacă eu mi-am dat seama de ele, 95% din oamenii de pe planeta asta, dacă ar judeca obiectiv, ar putea să-și dea seama de ele. S-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Aici e vorba de inimă, e vorba de minte, de rațiune. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace, cu patru picioare și târâtoare. Și acum ascultați ce spune versetul 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Inversează etichetele. Li s-a deformat, li s-a stricat mintea și atenție, li s-a mutilat conștiința. Le-a fost reprogramată conștiința să numească binele rău și răul bine. Și acum vorbind despre schimbarea minții, sunt mai multe lucruri, dar vreau să închei și am să vă atrag atenția cu privire la unul singur. Pentru noi credincioșii care am fost născuți din nou. Pentru ca să nu ni se întunece mintea. Pentru că foarte mulți credincioși care alergau bine, tocmai ca și galatenii, au fost fermecați, li s-a tăiat calea și au îmbrățișat învățături false care îi duc spre desfrâu și spre nenorocire. Vreau mai întâi să citesc din Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 5. De la versetul 8, măcar că era fiu, Domnul Iisus Hristos a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu Mare Preot după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor de mai sus, aceste concepte sacre, avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit. Fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Știți că un lucru care se poate întâmpla în viața de credință este ca mintea noastră să devină înceată. Să încetinească, să-și piardă viteza cu privire la lucrurile spirituale. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. Petru spunea să doriți laptele duhovnicesc, dar doar ca niște prunci de curând născuți, are după 20 de ani de pocăință și de stat în biserică. După aia nu mai ai probleme existențiale. Fratele Mike vorbea mai devreme despre a-L testa pe Dumnezeu. Sigur că da.
Când Gedeon se întâlnește prima dată cu Îngerul lui Dumnezeu, n-a avut nicio experiență spirituală. Singurul lucru pe care l-a știut este că sunt robi ai madieniților. Și avea mari probleme să înțeleagă de ce Dumnezeu, dacă e al lor, dacă e de partea lor, îi îngăduie să treacă prin aceste lucruri. Domnul Iisus, Dumnezeu vorbea cu Gedeon ca și cu un prunc și i-a dat lapte. Testează-mă, încearcă-mă. Dar poporul Israel, care a văzut urgiile din Egipt, care a văzut Marea Roșie deschizându-se în fața lor, care au mâncat mana coborâtă din cer, ăștia nu mai aveau dreptul la teste. Păi tu după 20 de ani de stat în biserică, după ce Dumnezeu te-a vindecat, după ce Dumnezeu a lucrat în viața ta, după ce ai văzut minuni, după ce ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu de mii de ori, tu mai vii să întrebi, oare chiar există Dumnezeu? Da. Ai crezut vreodată? Și acum, continuăm citirea din Evrei. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte. După un studiu de joi seara, acum câțiva ani, a venit o soră și mi-a spus, frate, nu știu, eu nu cred că mai pot să vin joi seara, dar de ce? Zice, frate, mă doare capul rău de tot după studiile astea. O soră, nu te pot ajuta. Nu te pot ajuta. După ce predici cuvântul lui Dumnezeu, pe soră o doare capul rău de tot. Dar știți că nu este aici, mutată. Altfel nu ziceam. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Discernământul acesta al minții. Nu cutia asta, asta e doar aparatul, e doar calculatorul. Mă refer sufletul. Și acum ascultați ce spune capitolul 6 de la versetul 1. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. E deranjant să trebuiască să te conving după 10, 20, 30 de ani de pocăință că noi credem în abstinența totală și că nu bem o picătură de alcool. E deranjant că trebuie să explicăm tinerilor de ce n-au voie să aibă relații intime înainte de căsătorie. În bisericile noastre mai trebuie să punem asemenea temelii? E uite că trebuie. Toată lumea vine și îmi spune, frate, predici cârpele. Păi predic cârpele că scârpe în Biblie. Scos cârpele din Biblie și o subție stare de tot. Că dacă nu învățăm și nu înțelegem să știm să ne îmbrăcăm de ce, trebuie să vorbim și de cârpe. Vorbesc de cârpă când intri în restaurante. Și că n-ai voie de scurs, n-ai voie așa, n-ai voie, iată-te, domnule. La biserică nu mai avem voie să vorbim de cârpe. Că am depășit lecția? Nu, pentru că vrem să o încălcăm și nu ne convine că ni se atrage atenția. De-aia. După ani de zile de pocăință, aceste adevăruri nu mai trebuie puse din nou la temelie. Temelia pocăinței de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu. Omul are probleme existențiale, nu mai știe dacă există Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică. Undeva trebuie să trecem, fraților, în clasa a doua și într-a treia și într-a patra. De ce? Uitați de ce. De fapt, către ce timp de cunoașterea noastră? Cunoașterea de Hristos. Spune Apostolul Pavel că noi nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Și lumea are o cunoaștere de Hristos. Dacă până acum L-am cunoscut doar în felul acesta. Ce este Hristos? Este standardul desăvârșirii către care tindem.
Și în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11, spune: și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea, perfecționarea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. De ce? Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel care este capul, adică la Hristos. Știți ce înseamnă asta, frați și surori? Să nu-L mai credem pe ăla care a ținut ultima predică. Vine unul și explică extraordinar de bine de ce mântuirea nu se poate pierde. De ce nu e nevoie de nicio faptă? Noi suntem mântuiți și gata. Și îți dă trei versete scoase din context și spui: a, bună afacere. Nu mai contează cum trăiesc, nu mai contează ce fac. Nu mai trebuie să fac nici evanghelizare, că dacă Dumnezeu l-a ales pentru mântuire, îl mântuiește cu forța. Fără să mai fac eu ceva. Iar dacă nu l-a ales, pot să mă duc să-l bat la cap cât vreau, că la tot nu se bucăiește că nu e scris în carte. Neînțelegând că atotștiința și preștiința lui Dumnezeu sunt parte din suveranitatea și din atributele lui de Dumnezeu, dar El nu le-a făcut parte din har, nu le-a făcut accesibile, că dacă le făcea accesibile, Biserica Elim avea o listă cu toți oamenii care se vor mântui din zona noastră. Și o împărțeam și spuneam: tu iei păștea, tu iei păștea, tu păștea, tu păștea, tu păștea. Biblia nu spune asta, zice: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Chiar dacă Dumnezeu are lista în mintea Lui, în mintea Lui, nu e în mintea ta, și El n-a făcut parte din har atotștiința și preștiința Lui, decât în măsura în care să știm că avem un Dumnezeu suveran și infinit, atât. Dar nu pentru ca să îl tâlhărim pe Dumnezeu de aceste informații, pentru că nu le avem, fraților, și nu ni le-a dat. Dar vine unul și spune: ești în siguranță, nu-ți poți pierde mântuirea. Și eu am citit mai devreme că dacă unul își pierde cugetul curat, cade din credință. Tu vine Dumnezeu și spune: păi n-a fost mântuit de la început. Păi dacă n-a fost, deci tu nu poți garanta, dacă eu fac ce zice Biblia, prin mărturisirea cu gura și credința din inimă se primește mântuirea. Eu nu mai pot declara pe unul mântuit când îl primește pe Hristos. Deci trebuie să aștept până la sfârșit să văd dacă termină bine, dacă n-ajunge ca Dima. Frați și surori, oamenii cu mintea sănătoasă, care cercetează Scripturile, care se îndeletnicesc cu studiul Scripturilor, care se hrănesc cu hrană tare, nu mai e nevoie să-i bați la cap cu treburile astea, că ei le știu, le-au învățat. Vine unul cu trei diplome, una peste alta, cine știe cine l-a învățat și pe el, că știți că și doctorul, și ce știe doctorul, autoritatea medicală, ce știe doctorul, ce l-a învățat al doctor. Și mă întreb, pe la cine l-a învățat? Să sperăm că i-a învățat cineva de bună credință. Deci au început să fie din ce în ce mai puțin în ziua de azi. Frații mei și surorile mele, avem Scripturile. Avem Scripturile care ne dau adevărul, ne dau viață, ne dau postamentul solid al credinței. La fel, învățături despre carismatism exagerat, că dacă ai experiențele alea, alea dovedesc că ești născut din nou și că ești cu adevărat pocăit. Că dacă stai liniștit în banca ta, n-ai experiențele astea, nu ești mântuit. Nu mai există niciun dar, nu mai există niciun... Pendularea aceasta între învățături, suntem atacați din toate părțile, suntem încercuiți. Și ca să nu ne pierdem, trebuie să cercetăm Scripturile și să ne bazăm învățătura pe ce spun Scripturile, nu pe ce vin unii deștepți cu mijloace de amăgire. Ne predică și luăm de bun, că sunt mai deștepți un pic decât noi, mai citiți un pic decât noi. Sunt mai citiți pentru că nu citim noi. Cei din Berea s-au dus acasă și au spus: Pavel, Pavel, apostol, apostol,
Dar eu vreau să văd dacă ce spune în Scripturi. Au greșit cu ceva? Că pe oameni trebuie să-i punem la încercare, că Biblia spune i-ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt și nu sunt. Nu e nicio insultă pentru un om să fie testat, să fie pus la încercare și verificat. Pentru că e prea prețios viitorul tău etern ca să-l pui mâna în mâna altuia și să spui eu așa fac și eu așa, cred că așa a zis fratele Ionescu. Chiar așa? Eu sunt garantorul mântuirii tale? Eu sunt aici să-ți dau ție asigurări? Singura posibilitate de asigurare a mântuirii este rămânerea în Hristos. Dacă rămâi în Hristos, rodești. Dacă nu rămâi în Hristos, n-ai nicio șansă. Și dacă ești în Hristos, apropo de faptul că mântuirea nu se poate pierde, ești în Hristos și nu rodești, te taie și te scoate forța din Hristos. De asta, frați și surori, o minte sănătoasă, o învățătură echilibrată, care nu ne lasă să ne fim duși de vânturi, de învățătură, de tot felul de teorii, vine din cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l cercetăm, să ne-l însușim și să-l trăim, să ne ajute bunul Dumnezeu la asta, că atunci vom avea o minte sănătoasă. Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său și să luăm o hotărâre. Rugăciunea asta să fie mai mult decât o rugăciune de laudă și de mulțumire, să fie o rugăciune angajament. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă fiecare frate, soră, tânăr și mai în vârstă ar hotărâ în seara asta, de azi înainte devin student în Biblie? De astăzi înainte mă pun cu capul pe Biblie. Să o învăț mai mult, să o cercetez mai mult. Vă dați seama ce s-ar întâmpla? Am crește, am ajunge la nivelul Domnului Iisus Hristos. Ascultați, în viața asta pe pământ, nimic nu este mai prețios decât să ne pregătim pentru viața de dincolo. Pentru că orice pierzi aici, și știu că uneori ne uităm la timp și ne gândim, dacă aș fi acolo, dacă aș fi acolo, dacă aș face lucruri cu tare, lucruri care ne plac nou, ar fi extraordinar. Stau și mă gândesc, când a fost ultima oară când ai zis, ce bine mi-ar prinde dacă aș sta la masă cu Biblia în față și aș cerceta Scripturile? Când a fost ultima dată când s-a manifestat această dorință în noi? Păi ăsta-i cuvântul Dumnezeului nostru, în baza căruia trebuie să ne trăim viața și în baza căruia vom fi judecați și în baza căruia ni se va da intrare slobodă în moștenirea stăpânului. Ne rugăm cu toți împreună.